Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se intitulează 25 iunie, Ziua Națională a Croației. Vin în fața dumneavoastră ca de fiecare dată în această perioadă a anului pentru a vă aminti că data de 25 iunie este o dată extrem de importantă pentru Republica Croația, data la care această țară sărbătorește adoptarea declarației de independență față de Iugoslavie. Iată că în anul acesta marcăm 24 de ani de când poporul croat și-a luat soarta în propriile mâini. Decizia a fost luată într-o perioadă istorică tulbure, în urma unui referendum validat de Parlament, la care 95% dintre alegători au votat pentru independență. Ziua Națională a Republicii Croația înseamnă anul acesta a 24-a aniversare a acestei țări ca stat independent, liber și democratic. Croația a marcat frumos în această perioadă anului și o altă reușită a țării, în data de 1 iulie, împlinindu-se 2 ani de când au finalizat procesul dificil de negocieri cu Uniunea Europeană, devenind cel de-al 28-lea stat membru. Stimați colegi, trebuie subliniat faptul că între România și Croația există multe asemănări, ambele țări împărtășind în trecut greutățile comunismului și tranziția dificilă care a urmat. În calitate de reprezentant al minorității croate și deputat ales din partea Uniunii Croaților în Parlamentul României, doresc pe această cale să mulțumesc autorităților române pentru sprijinul pe care l-au acordat de-a lungul timpului, astfel încât cultura, tradițiile și valorile noastre să poată fi menținute vii de-a lungul timpului. Sunt fericit să pot spune că relația dintre România și Croația este una specială, bazată pe respect reciproc și pe valori comune, fapt care va contribui cu siguranță la o adâncire a cooperării noastre în cadrul Uniunii, ca parteneri de încredere și prieteni, lucru dovedit și de rezultatele vizitei oficiale în Republica Croația, la care am luat parte alături de președintele Klaus Iohannis în perioada 15-16 iunie anul curent. Folosesc această ocazie pentru a transmite un mesaj de felicitare și a-i saluta pe toți etnicii croați din România, cetățeni români aparținând minorității naționale a Croației, ca și pe toți croații din Croația și în întreaga lume, atât cu ocazia Zilei Naționale a Croației, cât și cu sărbătorirea a 2 ani de la finalizarea procesului de negocieri cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, Gera Giure Slobodan, deputat al Uniunii Croaților din România.